După aceea domnul a spus, robul meu, acum îți voi arăta răpirea, îți voi arăta modul cum va fi la venirea mea. Deci am spus, Doamne, am văzut deja multe lucruri, de deci ce ai de gând să-mi arăți și mai multe? Apoi ajungeam la tronul lui Dumnezeu, unde am văzut mii și mii de îngeri care s-au adunat acolo. Apoi am început să mergem în jos și Domnul s-a oprit într-un nor alb foarte frumos. Domnul a dat poruncă îngerul și de a primi biserica și Domnul mi-a spus, Robul meu, urmărește cu atenție, pentru că așa va fi atunci când am să vin înapoi. Aceasta va fi venirea mea. Am văzut oameni care au înviat din cele patru colțuri ale pământului, lăudând numele Domnului. Toate aceste persoane erau acoperite cu puterea lui Dumnezeu. Ei au fost îmbrăcați în robe albe și în timp ce se înălțau în sus, i-au început să cânte o melodie foarte frumoasă. Sfânt, 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 ești tu, Doamne! Tată, îți mulțumesc pentru că tu ne-ai ridicat! Mulțumim, Doamne, pentru că Tu ne-ai ridicat. Am văzut mulți oameni diferiți, înalți, scuns, de culoare, albi. Toți oameni și toți acei îngeri s-au apropiat până la lor unde Domnul și cu mine eram. Oamenii și îngerii erau plini de mulțumire pentru Domnul și noi toți au spus, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Tu, Doamne. Era ceva extraordinar. Am văzut atât de mulți oameni că m-am gândit că îi cunoșteam. Toate acestea erau prin puterea lui Dumnezeu. După aceea am ajuns la tronul lui Dumnezeu și Domnul mi-a spus, fiul meu, vino aici. Am ieșit din sala tronului și am ajuns la un loc cu o fereastră foarte mică. Și Domnul mi-a zis, robul meu, acum uită-te în jos. Am văzut pustire teribilă, o astfel de pustire nemai întâlnită. Tot pământul era pustiu și plin de durere. Domnul mi-a spus, uită-te copilul meu, acesta este ceea ce va fi după ce îmi voi lua poporul meu de pe pământ. Acest lucru va fi după venirea mea, acest lucru va fi atunci când biserica mea va fi aici cu mine. Am văzut o astfel de pustire extraordinară. Am văzut oameni care sărbătăreau pentru un moment, dar apoi am văzut un tată în căutarea fiului său, o mamă căutându-și fiicele ei, dar ei nu i-au mai putut găsi pentru că atotputernicul Dumnezeu i-a luat la sine. Rudele își căutau alte rude, dar ei nu i-au putut găsi. Oamenii își căutau vecinii lor, dar nu i-au putut găsi pentru că Domnul i-a luat cu el. Ceva groaznic se întâmplă peste tot pământul, am văzut un păstor care mergea dintr-un loc în altul și am întrebat pe Domnul. Doamne, de ce omul acela merge dintr-un loc în altul? Domnul mi-a răspuns. Robul meu, acest om a fost un păstor, dar pentru că a crezut că eu aveam de gând să întârzi, el a fost lăsat în urmă. El nu credea că eu voi avea de gând să vin acum. El a crezut că eu voi întârzea pentru o lungă perioadă de timp înainte ca eu să mă întorc. Și de aceea el a fost lăsat în urmă. Păstorul mergea peste tot spunând, Doamne, de ce am fost lăsat pe pământ? Dacă eu sunt un păstor, dacă eu aveam o poziție în biserică, iar biserica acum a plecat, am rămas aici jos, de ce am fost lăsat în urmă? Domnul a zis, robul meu, eu nu pot face nimic acum. El a crezut că venirea mea ar să întârzi. Ei bine, el a fost lăsat în urmă. Am văzut cum omul era persecutat. El spunea, singurul lucru pe care vreau este să fiu luat cu Hristos, pentru că nu vreau să fiu aici și să sufăr în marea strâmtorare. El continua să meargă ni loc în loc, și întrebându-se pe sine: De ce am fost lăsată în urmă? Ia-mă cu tine, Doamne, nu vreau să rămân aici și să sufăr. Domnul a spus: Robul meu, nu mai pot face nimic acum. Pentru o lungă perioadă de timp am vorbit cu el și am spus că voi veni foarte curând. El nu m-a crezut. Acum a rămas în urmă. Am văzut multe alte persoane care mergeau peste tot, atât de mulți oameni alergau, disperați în încercarea de a găsi pacea, dar nu puteau găsi strigau atât de tare, vrem cuvântul vieții, suntem însetați după cuvântul lui Dumnezeu, dar deja era prea târziu, deoarece domnul luase biserica cu el. Am văzut atât de multe tinere, fete și băieți care alzgau prin tufișul, treceau prin munți încercând de a găsi pacea. Ei își doreau atât de mult pacea, dar nu au putut găsi. Domnul mi-a spus și de ce. Robul meu, eu am luat deja biserica mea și acum satana este cel ce este în control. Satana deja împrățește peste pământ și era mare chin peste tot pământul. Oamenii fugeau din loc în loc, oamenii vreau să se mănânce unii pe alții și să trăgeau de păr. Ei se acuzau și se răneau reciproc, pentru că vreau să găsească pacea, dar ei nu o puteau găsi. Așa ceva nu mai era posibil, deoarece Domnul luase deja biserica lui. Era un așa de teribil timp pe pământ, am văzut lucruri îngrozitoare întâmplându-se. Atât de mulți oameni se răneau unul pe altul zicând, vrem iubire, noi vrem pacea. Dar era prea târziu. Domnul mi-a spus, Uită-te, robul meu, i-am vorbit cu ei. Am dat timp să bat la inimile acestor oameni, dar ei nu au dorit să mă caute. Ei bine, acum aceștia au fost lăsați pe acest pământ și nu este nimic ce pot face pentru ei acum. De ce? Pentru că deja am luat biserica mea cu mine. În timp ce poporul meu este cu mine în cer și se bucură la nunta mielului, toți acești oameni de aici vor suferi durere mare și pentru ei va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Pentru că ei nu au vrut să asculte de cuvântul meu o preferat să-și bată joc și să critique cuvântul meu. După aceea, domnul mi-a arătat o carte mare și frumoasă. Era făcută din aur cel mai strălucitor. Am spus, Doamne, acea carte mare pentru ce este? Mi-a spus, robul meu, în această carte sunt numele tuturora, celor care mă laudă și numele celor care s-au pocăit și au căutat căile mele. Pentru aceasta este numită Cartea Vieții. În această carte sunt scriși toți și care se adună împreună să laudă și să glorifice numele meu. Cartea era atât de mare și litere erau scrise toate în aur. El a spus, uite-te, robul meu, multe dintre aceste nume nu le-am putut datorită îndurării mele. Mulți mi-au întors spatele, mila mea era atât de mare că nu le-am putut încă numele lor, pentru că nu vreau să ca ei să piară și ca tot să vină să aibă viață veșnică. Am atins cartea și am văzut cum atât de multe nume au fost scrise în ea. Amin.